Loteria Română. Aici sunt mai multe întrebări, Loteria Română, care se află în ograda finanțelor. În primul rând, care au fost veniturile loteriei din exploatarea videoloteriei pe 2014? Pentru că potrivit contractului de asociere în participație încheiat în noiembrie 2013 cu firma Novomatic pe o perioadă de 15 ani, loteriei României se garanta un venit proporțional de minim 75 de milioane de euro anual. A obținut acest venit în 2014? Nu, nu l-a obținut. Astăzi este corpul de... Astăzi. De peste o lună de zile, corpul de control este acolo tocmai pentru a verifica și acest aspect. Au mai fost de două ori corpuri de control la loterie, dar nu a verificat și acest contract cu Novomaticul. A fost pe intralot. Acum am trimis, luna trecută, nu acum, am trimis pe Novomatic. Când voi avea raportul, voi prezenta tot. Cred că până la sfârșitul lunii martie am acest raport. Nu va întârzia. Și este foarte bine să tragem cu toții concluzie. Eu m-am uitat pe contract. N-ar fi bine să spun înainte. Afirmația dumneavoastră nu este chiar exactă. Există o anumită prevedere că într-un anumit an, dar în niciun caz nu vorbea de 2014, dacă se îndeplinesc anumite condiții, adică 10.000 de aparate și așa mai departe, nu s-au îndeplinit, se va obține acel venit minim. Dar cel mai bine este specialiștii să vină să ne spună exact. Dar din punctul de dumneavoastră de vedere, cum este contractul? Ați spus că l-ați văzut. E un contract... Nu o să vă spun punctul meu de vedere, pentru că vreau să văd ce spun specialiști. Dacă au fost venituri mai multe și a avut un avantaj, de regulă este bine, dacă nu, e o problemă. Ce decizie a fost luată în privința sistemului Loto, având în vedere că s-a renunțat la colaborarea cu Intralot? Conducerea loteriei a afirmat în ianuarie că mentenanța urmează să fie asigurată de o firmă cu experiență în domeniul subcontractor al intralotului. Cine este acest subcontractor? Nu știu să vă spun. Ceea ce vă pot spune eu este că în ceea ce privește conexiunea între sedii, am renunțat la vechiul sistem și ne îndreptăm spre un sistem prin STS. Vom reduce și costurile lunare cu aproximativ 90%, deci este extrem de important. Pe de altă parte, în bugetul care se aprobă în această perioadă, am înțeles și de la Consiliul de Administrație și de la AGA că sunt prinși bani, astfel încât dumnealor, până la sfârșitul acestui an, să poată să-și dezvolte în sistem, în regim propriu, mentenanța, softul și așa mai departe. Adică începând cu 2016, eu aș vrea să nu mai depindem de niciun factor extern. Spuneți că va fi în regim propriu, absolut, de Loteria Română, fără să mai apeleze la o licitație pentru o firmă terță care să facă acest lucru. Absolut. Asta este condiția pe care o le-am pus-o. De fapt, am ajuns cu toții la această variantă, care cred că este cea mai bună pentru loterie. Spuneați de controle la Intralot. Ați făcut controle, dacă da, care e rezultatul lor? Pentru că anul trecut, să ne aducem aminte, a tot fost prelungit contractul cu Intralot prin încheierea de acte adiționale, care nu aveau în vedere decât asigurarea mentenanței la prețuri foarte mari, 3-4 milioane de lei lunar. Nu, s-a menținut procentul din vechiul contract, adică practic doar au venit actul adițional, nu s-a mărit procentul. Cu un an de zile, în momentul în care am venit ministru, am luat această decizie de a întrerupe acest contract. Pentru că nu mai, din punctul meu de vedere, nu mai trebuia prelungit, dar nu mă pune să fac considerații despre alte prelungiri. Raportul Corpului de Control s-a transformat și într-o sesizare penală? Nu a fost încă finalizat, pentru că acel raport a fost completat și acum se completează și cu Novomatic. Este un raport complet, în trei etape. Un raport pe ambele contracte? Pe toate.